scenă în audiții, simțeam că cineva de sus are grijă de mine. Mi-am dat seama că visul ăsta o deveni realitate. După momentul meu de la România au talent, am primit multe aprecieri de la oameni pe care nu-i cunosc. Am primit multe cereri de a învăța copiii să danseze pe hoverboard, iar cu această ocazie am decis să îmi deschid un canal de YouTube. Îmi amintesc de vechile mele jucării, de păpuși, de căsuța lor, de jocurile copilăriei, care toate au fost date uitării. Era acea parte a copilăriei unde fiecare jucărie părea să aibă viață și parcă fiecare dintre ele mă înțelegea. Poți spune că sunt doar un om, că povestea mai ca toate celelalte m-am născut. Și o să mor și voi fi judecat după fapte, dar sigur am drumul meu. Nu am niciun semn de întrebare, câteodată e greu să fiu eu, dar nu vreau să fiu un oarecare. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, dintre toate, una mi-a rămas și îmi va rămâne mereu un suflet gelos. Ursulețul de pluș, căruia îi auzeam imaginar bătăile ei de fiecare dată când mergeam la culcare. Ursulețul cu care adormeam în brațe până dimineața și alături de care am învățat îngerașul. Rând pe rând, anii treceau și parcă gelosul mă înțelegea tot mai puțin. Gelosule, iartă-mă că am vrut să crezi prea repede. Să visezi și să râd, să nu uiți să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uiți să mă întorc acasă.